problema este comună pentru toți jurnaliștii, mai ales pentru jurnaliștii de investigație, atunci când adresezi întrebări, solicitări de informații și funcționarilor sau instituțiilor de stat, este clar că aceste informații vor fi folosite împotriva lor în niște investigații. Deschiderea de a oferi informațiile este redusă, aproape inexistent în cazul unor instituții de stat sau cu mari întârziere în cazul altor instituții de stat. Noi am avut experiența cu Ministerul Sănătății, care anul trecut, prin octombrie, le-am trimis o solicitare de informații ca să ne spună cum a cheltuit banii în contextul pandemiei pentru achizițiile făcute pentru sistemul de sănătate. Și răspuns am primit abia în luna februarie, anul curent. Aproape jumătate de an le-a luat celor la minister ca să ne dea un răspuns cu insistențe periodice, cu amenințări, cu judecată. Și o altă experiență pe care am avut-o, mai fericită, dar a durat mult timp, este o solicitare expediată a mai multor ministere și guvernului să ne dea rapoartele financiare și salariile șefilor de întreprinderi de stat. Iată, la această solicitare, răspunsul a venit peste 3 luni de zile. Ei ne-au comunicat că e nevoie să acumuleze informații, ia mai mult timp, asta a fost scuza lor, dar a depășit, evident, foarte mult timpul prevăzut de lege. Este foarte complicat, pentru că uneori ăsta este motivul pentru care ești nevoită să amâni o investigație și în cazul cutiei negre, investigațiile trebuie să apară săptămânal. Uneori suntem nevoiți să le dăm fără aștepta răspunsuri, dacă, mă rog, e vorba doar de niște întrebări de precizare, dar avem o parte din informații. Asta înseamnă că investigația nu este completă, da? Iar fi fost mult mai informativă dacă am fi primit răspunsurile. În alte cazuri suntem nevoiți să abandonăm subiectul până când ne vin răspunsurile astea. E o formă de cenzurare a jurnaliștilor atunci când refuz să le dai informații. De fapt, tu îi determini să ignoreze subiectul pe care jurnaliștii vor să-l abordeze.